Budi, bine ai venit la Farul. Cu ce gânduri? Bine v-am găsit. Am numai gânduri bune. Am venit să joc fotbal și să câștigăm cât mai multe meciuri, să ne îndeplinim obiectivele. Ai fost dorit aici și tu ți-ai dorit să lucrezi la un moment dat cu domnul Hagi. A contat mult în alegerea ta? Da, am fost dorit, așa este, am vorbit cu mister și m-a dorit aici, iar eu n-am ezitat, iar asta a fost prima opțiune pentru mine. Cum va fi să joci din nou cu Denis? Cum să fie, foarte bine, ne-am înțeles foarte bine în trecut, sperăm să ne înțelegem și acum. Ce obiective îți propui alături de Farul? Ne propunem, îmi propun de fapt că să ajungem în play-off și să mergem în Conference League cât mai departe. O provocare pentru că vei fi acum la campiona României? Este o provocare destul de mare pentru mine și, cum am spus, sper să ne îndeplinim obiectivele pe care le avem anul acesta. Te gândești inclusiv la să revii și la echipa națională? Deocamdată mă gândesc la ce să fac aici, la echipa de club, după care vom vedea.